pentru cinstita preoține și ceantru Hristos diaconine, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, satul acesta, comuna noastră, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei care cu credință vețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei rodiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Stăpâna născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Și în vecii vecilor.
slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și
fost mie spre izbăvire, certându-mă certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Înțelepciune. Din epistola întâi către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citi. Yeah.
Pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citesc.
la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică. Dumitrina, Dumitrel, Georgeta, Constantin, Ștefan, Laurent,
Dragoș Constantin, Cristian Constantin, cu toată casă, Lucian Teodor, Ionela și David Teodor, cu toată casa lor, Manole, pentru sănătate, ajutor și bunea dorinților, Mihai, Ioara, Adrian, Mihai, Andrei, Alexandru, Alexandra, Mihail, Alexandru, Camelia, Nicolae, Ileana și Aurica, Constanța, Claudia, Cristina, Nebușă, Marina, Beatriz, pentru sănătate și pentru ajutor de la Dumnezeu, Gheorghiță, Nicoleta, Sofina, Daria Maria, Ducaților, Cristiana, Mișalaria, Cristina și Gheorghe, Flavia, mulțumire pentru cele primite, Viorel și Maria cu casa lor, Gheorghe, Ana, Nicolae, Georgiana, Răzvan, Vasile, Ina, Nica cu fiii și nepoții, toată Victoria cu fiii și nepoții, Elena cu toată casa, Simeon cu fiii și nepoții, Simeon, Claudia, Alexandru, Vasilica, Doredana, Miruna, Alexandra, Tiberiu și Larisa, Elena, Emilia, pentru a înșurna mâncând sănătate și iertare de păcate în casei, Viorica, Marinotina, Xenia și Serafin, Gheorghe, Rodica, Mihai, Cătălina, Sebastian, Codruța și casa lor, Rodica, cu toată casa, Cătălina, se roagă pentru naștere ușoară, Constantin, Georgeta, Gheorghe și Laura, pentru sănătate, mântuirea și lucreția, Evdotia, cu toată casa, Elena, Anca, Mihaila, Iuliana, Rosana, Elena, Nicolae, Maria, pentru sănătate și ajutor Dumitru și Elisabeta Bolnav, Iuliana, cu casa ei, preotul Cătălin Preslav, Elina, Vasile, Maria, Dimitra, preotul Mircea, Mihai, Leonora, Bogdan, Andreea, Maruca și Irina, Simeon, Zalisa, Georgeta și Ilica, Ioana, cu casa lor, Floarea, cu toată casa, Vasile, cu toată casa, Gaurin, Mariana, Claudia, Larisa, Mihaela, Mateo, Ștefan, Larisa, Mihaela, cu toată casa, Gheorghe, Camina, Georgiana, Alexandra, Cristian și casa lor, Barbara, cu toată casa, Viorel și Parascheva, cu casa lor, Ilie, Maria, Brândușa, Gabriela, Andreea, Elena, pentru sănătate și ajutor, Vasile, Elisabeta și Ioana, Maria, pentru sănătatea lor, pentru Antoneta, cu casa lor, Clara, Bătrâneoara, se roagă pentru înțelepciune, mântuire, ajutor, Ion, Vestinica, fiind și nepoții, Paraschiv, pentru ajutor și iertarea păcatelor, spun la multe în sănătate, Marcel, Greu, Bolnav, pentru sănătatea lui, Tudor, Maria și George, Spiridon, Aurelia, Vasile, Veronica, Alexandra, Alice, Alexandru, Demisionț, Marius, Laurențiu, Teodor, Alexandru, Luca și Maria, preotul Teodor, Cătălin cu casa lui, prezbitera Mariana cu casa ei, Monica, Darius, Narceș, Elena, Maria, Ștefan și casa lor, Victoria pentru sănătate, mântuire și ajutor, Ștefan, Adina, Elena, Elena, cu casa lor, Iliuță, Ciprian și Adrian, Ionuț, Ciprian și Loredana, Tatiana, pentru ajutor la multe sănătate și iertare de păcate, Gabriel, Parascheva, fiii și nepoților, Julia, Gabriela, cu casa ei, Gabriela, Teodora și Damian, pentru sănătate, mântuire, ajutor, Gheorghe, Ioana, Constantin, Georgeta, Dumitru, Nicoleta, Gabriel, Georgiana, Alexandra, Constantin, Ciprian, Florina, Dumitru, Virgil, Mihai, Ștefan și Maria, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu, Doamne, Elena, Liliana, Paul, Gabriel, Alexandru, Cristian, Ștefan, Andrei și Dorin, Gheorghe, Ana, Nicolae, Georgiana, Răzvan, Vasile, toată Victoria, fiii și nepoții, Ilianica, fiii și nepoții, Ileana, pentru sănătate, iertare de păcate, ajutorii, Ilie, Maria, Frădușa, Gabriela, Andrei, Andrei, Traian, Antonio, Petru, Maria, cu toată casa lor, Constantin, Victoria, Alexandru, Florin, Elena, Denisa, Dumitru, Cristian, Florica, Eliza, Alexandru, Dumitru, Ilie, Răzvan, Gheorghe, Maria, Violeta, Inie, Octavian și casa lor. Bine ați venit! Robii tăi, Doamne, Simeon, Claudia, Alexandru, Loredana, Vasilica, Miruna, Alexandra, Tiberiu, Larisa, Elena, Simeon, toată și Victoria, fiii și nepoților, Simeon cu fiii și nepoții pentru mântuire, sănătate și ajutor, toată Victoria, Mihai, Ana, Gheorghe, Ana, Simeon, Claudia, Alexandru, Vasilica, Miruna, Nicușoară, Georgiana, Sorinel,
Mădălina Tiberiu, Larisa, Lorena și Răzvan, Crăciunul Vasile, bolnav și Angela, fiind și nepoților, pentru mântuirea ajutor Mariana, cu fiind și nepoții, Alexandru, Elena, Alexandra, Emilie și Ștefan Năstelian, pentru sănătate, mântuire și pentru ajutor Mircea, Victoria, Mihai, Maria și Elena, pentru sănătate, Constantin, Dumitrița, Constantin, Cătălin, Elena, Ilaria, cu cața lor, preotul Dan, Gheorghe, preotul Crist, Constantin, pusnicul Carol, Ioan, Clara, Lăcrămioara, Ionut, Silviu, Alexandra, Ioana, Viorica, Nicolae, Gigi, Cristian, Cristiana, Maria, Cătălin, Maria, George și Corina, Elena, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Preotul Dan, Gheorghe, cu Dălăcansa, Vasile, Florin, Maria, Iustinian, Florin, Bianca, Maria, Constantin și Ileana, fiind și nepoților, Robin, de Doamne, care acum se pomenesc, Mihai, Constantin, Corina, Alexandru, Luca, Mihail, Teodor, Mihaela, Marian, Octavian și Nelu, Vasile, Mariana, Matei, Cristian, Andrei, Petru, Maria, pentru sănătatea și pentru ajutorul lor. Petru, Antoneta, Marcel, Maria, Sara, Georgiana, Neculaie, Maria, fiind și nepoților, Ciprian, Elena, Nicolae, Antonin, George, Alexandru, Victorina, Răducu, Viorica, Ionel, Paula și Elena, Victor și Elena, cu fiind și nepoții, Elena, pentru sănătate și iertare de păcate, Elena, Florin, Flavian, Gabriel, Luca, Nicolae, Adelina, Monica, Emilia, Andreea, Paraschiva, Dumitrița, pentru sănătate și pentru ajutor, Imanul, Vestinica, fiind și nepoții, preotul Dan, Gheorghe, Cută de Casa, Aurica, Constantin, Angela, Maria, Vasilica, Maria, Andreea, Vasile, Bogdan, Viorica, Evdokia, Iulian, Adriana, Adrian și Veronica, cu toată casa lor. Preotul Dan, preotul Dumitru, Paul, Paula, Elisabeta, Cosmin, Dragoș, Mădrâna, Bogdan, Lucreția, Gheorgheana, Nicolae și Georgiana, Gabriel, Mariana, Mihai, Claudia, Larisa, Mihaela, Mateu, Ștefan, pentru sănătate, mântuirea și preotul Dan, Gheorghe, Stălecasa, preotul Florin, Stălecasa, Veronica, Nicolae, Valerica, Maria, Fugina, Tatăl, Gheorghe, Doina, Nicolae, Laura, Elena, Mihaela, pentru ajutor și sănătate, la Minosul Dumnezeu, Ion, Virginica, Evdokia, Aurica, Adriana, Daniela, Andrei, Gheorghe și Gicu, cu toată casa, Arhimandru Ciprian, preotul Dan, Gheorghe, preotul Mihai, Ion, Maria, Mariana, Arare, Ștefan, Emil și Elena, fiind și nepoților pentru sănătate și ajutor Cornelia, Lucian, Mela, David, Vasilina, Vădruța, Alesia, Ana și Alexandra, pentru sănătate și ajutor Dumitru, Elena, Vădrușa, Mariana, pentru sănătatea și ajutorul lor, Alexandrina, cu fiind și nepoții, Teodor, Maria, Reușița, Alexandre, Teodora, Petruna, Ioan, Andrei, Manole, Ioana, Mihai, Iuliana, Sofia, Gabriela, Ioan, Maria și Gheorghe bolnav pentru sănătatea lor. Preotul Constantin cu casa lor, preotul Daniel cu casa lui, Daniel și Dorina cu fii, toată Niculina cu fii, Simeona, Olica cu fii, Ioan și Ana cu fii, Ioan, Ileana cu fii și nepoților Maria, fii și nepoților pentru sănătate, mântuire și pentru ajutor. Marta, Constantine, Mihai, Anca, Larisa, Marta, Antonio, Constantine, Nisandrei, Luca, Andrei, Cristian, cu casa lor, Nicolae, Maria, Gheorghe, Maria, Niculina, Iuliana, Marcel, Mădălina, fiind și nepoților, Vasile, Elisabeta și Ioana, Amalia, pentru sănătate și iertare de păcate, Reușită, ajutor, Dumitru, Maria, Alica, fiind și nepoților, Gabriel, Georgiana, Alexandra, Gheorghe, Iuliana, Traian, Constantin, Maria, Cornelia, Georgiană, Gheorghe, Ioana, Constantin, Florina, Marian, Dumitru, Georgeta, Dumitru, Nicolae și Maria, Marcel și Maria, Marnica și Irina, cu toată casa lor pentru sănătate și pentru ajutor, Răducu, Viorica, George, Alexandru, Nicolae, Antonin, Ciprian, Petrică, Elena și Paula, pentru sănătate, mântuire, ajutor, Stelian, Gabriela, Steliana, Daria, Maia, Ștefania, Gabriela, Ștefan, Mulțiulia, Ștefana, Matei, Ștefan, Radu și Niculina, pentru sănătate, mântuire și ajutor. Seriana Dalia, pentru reușită luminare minții, reușită examenii. Maia Ștefania, pentru sănătate și luminare minții. Matei Ștefan, pentru luminare minții și ajutor. Cristian, Paula, Andreiuța, Andreea, Eliza, Cătălina, Mariana, Constantin și Ionela cu casa lor. Ionel, Maria, Georgeta, Doru, Denisa, Marius, Sărgina, Ștefan, Nicu, Tatiana, Ana, Iustina și Albert, Albert, Gabriel. Constantin, Florica, Elena, Ștefan, Elisabeta, Laurențu și Ecaterina.
Florin, Irena, Laura, Georgiana, Maricica, Gheorghe, Georgeta, Pavel, Constantin și Vasile. Preotul Dan Gheorghe cu Tădăcanța, Ioan Irina, Constantin, Maria, Zita, Florin, Irina, Irico, Florin, Vasile, Veronica, Alexandra, Cezar, Gabriela, Ștefana, Delia, Gheorghe, Paula, Vasile, cu fiii și cu nepoții lor. Victor, Irina, Paula, Constantin, Cristian, Andrei, Ionuț, Ioan, Antonia, Andrei, Elisa, Andrei, Nicolae, Petru, Augustin, Constantin, Alexandrina, pentru sănătatea și ajutorul lor, Dumitru, Maria, fiii și nepoții, preotul Valentin, cu casa lui, Traian, Doina, Ionuț, Andrei, Ioan, Maria și Ioana Bolnavă, preotul Dan Gheorghe, preotul Ovid, preotul Gheorghe, preotul Petru, Marineta, Eugen, Cristian, Alina, Justina, Alinu, Tavian, Andrei, Ana, Petru, Teodora, Nadia, Claudia, Ciprian, Ioan și Maria, cu toată casa, Vlad, Daniel, Vasile, Iulian și Liliana, Viorel, Irina, Florin, Ioana, Nicolas, Liliana, Amelia, Sara, Angelica și Vișan, preotul Dan Gheorghe, preotul Cătălin, Hermina, Otilia, Marin, Vasile, Maria, Dimitria, Xenia, Serafim, Emilia, Nicolae, Maria, Irina, Alina, Maria, Adrian, Dorința, Vasile, Gabriela, Bolnavă și Viorica, fiind și nepoții lor pentru mântuire, sănătate și ajutor. Mihai, Florica, cu fiind și nepoții, Vasile, Irina, Mihai, Ana, Carina, Mihaela, Andrei, Vasile, Luminarea Minții și reușită în examen, Nicoleta, Bianca, Nicolae, Irina, Darius, Nicolae, Gheorghe și Lucreția, cu fiind și nepoții. Eugenia, Anica, Emilia, Adriana, Iuță, Adrian, Loredana, Ciprian, Gheorghe, Rodica, Gheorghe, Ioana, Minodora și Viorel, pentru sănătatea lor, preotul Octavian, Cristina, Nicoleta, Nicolae, Maria, Mihai, Nicolina, Teodor, Cezar, Ioana, Marius, Mihai, Daniela, Dumitru, Teodor, Mihaela, pentru naștere, Ușor, Andrei, Ana și Antonia, pentru sănătatea lor, Mihai, Parascheva, pentru Mihaela, Lucian, Maria, Mihaela și Cristian Stelian, Nicolae, Georgeta, Elena, Constantin, Dorica, Vasile, Fina, Daru, Ștefan, Iuna, Ioana, pentru sănătate și pentru ajutor. Preotul Dan Gheorghe, preotul Cornel Valentin, preotul Dumitru, Iorgu, Adriana, Daniel, Maria, Georgiana, Luca, Andrei, Maria, Andreea, Marcel, Veronica, Ioan și Dana, Olica, Evdokia, Veronica, Marcel, Bolnav, Nicoleta, Bolnav, Nicolae, pentru sănătate și ajutor. Preotul Dan Gheorghe, cu Tădăcanța, preotul Dumitru, cu Tădăcanța, preotul Valentin, Floarea, Vinetina, Georgeta, George, Ioana, Gheorghe, Laura, Carmen, Ana, Ioana, Valentin, Violeta, Damina, Marcel, Cătălin, Gabriela, Media, Adelina, Violon, Valentina, Sergiu, Damien, Damian, Laura, Iulian, Constantin, Georgeta și Adriana, Aurica, Veronica și Evdokia, Vasile, Paraschiva, toată Elena și Gabriel, Mihai, Maica, Sara, Bogdan, Andrei, Ștefan și Florica, cu toate casa. Preotul Dan Gheorghe, prezbitera Magdalena, Maria Teodora, Ecaterina, Pantelimon și Ileana, fiind și nepoții Mihai, Gheorghe, Camelia, Maica Sara, Andrei, Bogdan, Ștefana, Sorin, Ana Maria, Cristian, Georgiana, Matei Teodor, Radu, Irina, Mihai, Augustin, Alexandra, Floarea, Adriana, Floarea, Ileana, Bolnavă, Dumitru, Virginia și Elisabeta, pentru sănătate. Preotul Dan, cu toate casa, Ioan, Silviu, Ionuț, Inica, Ioana, Larisa, Georgeta, Elina, Daniel, Ionuț, Alexandru, Petrică, Gabriela și Ioana Andreea, Gheorghe, Ioana, Constantin, Georgeta, Dumitru, Nicoleta, Gabriel, Georgeana, Alexandra, Constantin, Ciprian, Florina, Dumitru, Virgil, Mihai, Ștefan și Marian, Elena, Cristian, Mihaela, Costel, George, Alina, Bogdan, Alexandru și Rebecca, Olimpiu, Maria, Paula, Constantin, Sebastian, Elena, Bolnavă, Mariana, Dumitru, Fabiana, Elena, Dimitrie, Cristian, Olimpiu, Vasile, Olimpia, Alexandra, Mihaela, Elena, Emeric, Dumitru, Laurențiu, Ioan, Laurențiu, Nicolae, David, Georgeta, Anca, Lădana, Grina și Diana, Leon, Teodora, Sebastian și Paula, cu casa lor, Teodor, Elena, Lucian, Teodor, Elena, David, Teodor, Mihai, Lucreția, Bolnav, Vasile, Emilia, fiii și nepoții lor. Preotul Dan Gheorghe, Ana, Bolnav, pentru răbdare și sănătate la Dumnezeu, Irina, Marinică, Simona, Maria, Robert, Andrei și Vasile, pentru sănătate lor. Aurelia, Ileana, Maria, Florentina, Ion, Clara, Iusin, Constantin, Ianis, Vasile, Gheorghe, Georgiana, David, Diana, Cristi, Paul, Simeon și Alec, cu toată casa lor. Preotul Dan Gheorghe, preotul Gavru, preotul Padre, preotul Cătălin, preotul Hermina, Vasile, Maria, Dimitria, Viorica, Cumarin, Otilia, Xenia, Serafin, Emilia, Nicolae, Maria, Emilia, Adriana, Asfante, Eugenia, Sabina, Gabriela și Eugenia cu casa lor. Preotul Dan Gheorghe, cu toate casa, Constantin, Mirela, Maria, Ion Bolnav, Maria Tânără, Dumneavoastră, Lucian, Nicușor, Ana Maria, Lucian,
în Elena Ioan Rodica, Vasile, Anca, Vasile, Eugenia, Gheorghe, Alexandru, cu toate dansalor, Parascheva, cu fiini și nepoții și cu strănepoții, Domnul Dumnezeu, Gabriel cu toată casa lui, Parascheva cu casa ei și toți cei care s-au pomenit astăzi, Doamne, pentru sănătatea și pentru mântuirea tuturor. Maria Petru,
Victor Claudian și mie cu tot neam, Gheorghe și Ion cu tot neam, preotul Alot Constantin, Zoltan Eugenie, Ștefan Gherina Petru, Elisabeta Marcelă, Elena Ștefan Tiberiu, Constantin Silvia Mihai Gheorghe, Ecatena Zamfirea Pantelimon și Marisa cu tot neam, Justina Arhimani, Dunul Monachia, Palat Scheiva, preotul Tavălisa, Elisabeta, Petru Paulian, preotul Constantin, preotul Stelian, Gheorghe Vaseana, Maria, Maria, Ion Flora, Vasile Sata, Nicolae Casata, Nicolae Ideana, Ana Zafira, Ana Vasile, Nicnia, Mihai, Maria, Ion, Alexandra, David, Petra, Domnica, Vasile, Casandra, Vasile, Zafira și Victor, cu tot neam, Gelația, Timan, Triuna, Natin, Gore, Marga, Aurelia, Floarea, Gheorghe, Virgin, Violet, Ileana, Emilia, Andreea, Anca, Daniela, Minaela, Maria, cu tot neam, Iusina, Timan, Triuna, Capelul, Grigore, toată, Sfântea, Elena, Alexandru, Pavel, Monica, Vasile, Gheorghe, Prum, Elena, Vasile, Simon, Solomon, Maria, Șaurel, cu tot neam, Maria, Alexandru, Gheorghe, Prum, Maria, Alexandru, Patrimon, Valeria, cu tot neam, Victor, Maria, Gheorghe, Gheorghe, Luisa, Dumitru, Maria, Dumitru, Ana, Didina, Aneta, Maria, Mihai, Elena, cu tot neam, Ana și Petrea, Maria, Carina, cu tot neam, Francesca, Nicolae, Nicolina, Tudier, Grigore, Ioana, Maria, Elisabeta, Ileana, Gheorghe, Ileana și Vasile, cu tot neam, Elena, Ioana, Vasile, Dumitru, Nicolae, Maria și Panac, Ioana, Marisa, Emanuela, Angelina, Iordache, Nicolae, cu tot neam, lor și la dormit. Adormiți robii tăi, Doamne, chitorii sfintei noastre biserici, Marius fără lumânare cu tot neamul, Sebastian, Alexandru cu tot neamul, Constantin cu tot neamul, Victor cu tot neamul, Constantin cu tot neamul, Ilie, Maria, Nicolae și Iorgu cu tot neamul, Vasile, Rău și Ileana, Nicolae și Ileana fără lumânare, Elena cu tot neamul, Petre cu tot neamul, adormiți lui Dumnezeu, Vasile fără lumânare și Ileana și Vasile cu tot neamul, Elena cu tot neamul, Lucreția cu tot neamul, Elisabeta și eu cu tot neamul, Lucreția cu tot neamul, Cătălina Maria cu tot neamul, Nicu cu tot neamul, Gheorghe și Alexandrina, Paulina cu tot neamul, Gheorghe fără lumânare cu tot neamul, Gheorghe, Gheorghe Liviu, Gheorghe Domnican și Smaranda cu tot neamul, Domnican și Pantelimon cu tot neamul, Parascheva, Ion Vladimir și Silvia cu tot neamul, Mihai și Ion cu tot neamul, Mihai cu tot neamul, Dumitru cu tot neamul, Victor cu tot neamul, Margareta cu tot neamul, Maria Olga și Nicolae cu tot neamul, Elisabeta cu tot neamul, Victoria Veronica și Ion cu tot neamul, Elisabeta cu tot neamul, Virginia cu tot neamul, Cătălină Rodica, Constantin și Gheorghe Valentin și Doina cu tot neamul, Laurențiu Petru și Dumitru Cristina și Georgeta cu tot neamul, Ionel Mihai, Mariana, Gheorghe și Ioana cu tot neamul, Maria cu tot neamul, Simion Irina, Alexandru, Maria Iosif, Trifana, Dumitru, Floarea, Petru, Petru, Toadă, cu tot neamul, Gavril, Ion și Ana, cu tot neamul, Vasile, Maria, cu tot neamul, Maria, cu tot neamul, Ileana, cu tot neamul, și Ioana, cu tot neamul, Ioan, cu tot neamul, Gheorghe și Aurelia, cu tot neamul, Gheorghe, fără lumânare, Ana, Ilenuța, cu tot neamul lor, Viorica, Maria, Ramona, cu tot neamul, Ana, Maria, cu tot neamul lor, Constantin, Ileana, cu tot neamul, Gavril, Ileana, cu tot neamul, Ana, Ilimuța și Gheorghe cu tot neamul, Victor cu tot neamul, Vasile fără lumânare, Ileana și Vasile cu tot neamul, Gheorghe și Ion cu tot neamul, Constantin, Ana, Zoltan, Eugenia, Ilie cu tot neamul, Cosică cu tot neamul, Gheorghe cu tot neamul, Gheorghe cu tot neamul, Victor și Uliana cu tot neamul lor, Floarea cu tot neamul, Simion și Elisabeta cu tot neamul, Ion și Parascheiva cu tot neamul, Ștefan, Angelica cu tot neamul, Maria, Marieta, Florica cu tot neamul, Gheorghe și Ioana cu tot neamul, Viorica cu tot neamul, ei ce l-a dormit, Ion și Ileana cu tot neamul, Maria, Alexandru, Gheorghe, Gheorghe Domnica, Alexandra, Valeria, Pantelimon cu tot neamul, Alexandru și Ana cu tot neamul, Dumitrița Pruncă cu tot neamul, Gheorghe Elina, Gheorghe Elina, Mihai, Ana, Dumitru, Floarea cu tot neamul lor, Gheorghe, Ana, Gheorghe și Luiza cu tot neamul, Gheorghe, nespovedit și neîmpărtășit cu tot neamul, Elisabeta fără lumânare și Gheorghe cu tot neamul, a dormit Dumnezeu, Anica cu tot neamul, Sebastian, Alexandru cu tot neamul, Adrian fără lumânare cu tot neamul, Georgeta cu tot neamul și Nicolae cu tot neamul lor,
Constantin cu tot neamul, Gheorghe și Elisabeta cu tot neamul, Gheorghe, Gheorghelinu, Gheorghe Domnica și Smaranda cu tot neamul și Ilie cu tot neamul, Gheorghe și Maria cu tot neamul, Ion cu tot neamul și Profila cu tot neamul, Vasile, Ierou și Ileana, Nicolae și Ileana cu tot neamul, Mihai și Ana cu tot neamul, Gheorghe Ana, Gheorghe și Luiza cu tot neamul, Paraschiva, Vladimir și Silvia cu tot neamul, adormiți robii lui Dumnezeu, Constantin preotul cu tot neamul, Constantin Bobric preotul cu tot neamul, Mircea preotul cu tot neamul, Nicolae preotul cu tot neamul, Petre Paulian preotul cu tot neamul, Ghelasie arhimandritul cu tot neamul, Ioan preotul cu tot neamul, Dumitru preotul cu tot neamul, Iustin arhimandritul, Teofil arhimandritul, Ilie Cleopa arhimandritul, Paisie și Anichie cu tot neamul, Antonie cu tot neamul, Arsenie Bocairu monahul cu tot neamul lor și toți cei adormiți dintre rudeniile noastre, Doamne, să se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu în împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne surpat și drept viață lumii tale în sus, Doamne, fă odihnă sufletelor adormiților, robilor Tăi, toți cei adormiți dintre noi și dintre rudeniile noastre, toți aceia care s-au pomenit astăzi, toți aceia pe care nu mai are cine să-i pomenească. Adormiți robii Tăi, Doamne, Victor cu tot neamul și Lucreția cu tot neamul și Ilie cu tot neamul, cei cărora le facem pomenirea și prăznuirea, cu toți cei care s-au pomenit. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Orice greșeală au săvârșit ei, Doamne, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, pe toți iartă-i, Doamne. Că nu este om care să fie viu să greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dăruiește învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, preasfântului bunului de viață, făcătorului Tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, Victor cu tot neamul, Lucreția cu tot neamul, Ilie cu tot neamul, Ion cu tot neamul, și toți cei adormiți dintre noi și dintre rudeniile noastre, cu toți cei care s-au pomenit astăzi, Doamne, la toți fără veșnică pomenire. Și în viață.
Doamne, fă-le lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam.
fraților toți, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze pe voi pe toți totdeauna. Episcopal Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe frații noștri, monahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot cinul preoțesc și cel călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe cei adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării, întregirea neamului creștinesc și apărarea dreptei credințe strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe toți ctitorii, miluitorii, donatorii, ostenitorii, muncitorii, pe toți binefăcătorii Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Cei care au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus, vin și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Pe toți cei care sunt bolnavi, în suferințe, pe paturi de chinuri, în spitale, în azile, ori la casele lor, pe prunci și copii din orfelinate, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe toți elevii și studenții, și pe tot tineretul ortodox de pretutindeni, să-i întoarcă Domnul Dumnezeu la dreapta credință și la sfânta lui biserică și să-i pomenească într-o împărăția Sa. Amin. Pe cei adormiți dintre rudeniile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare după al lor nume, adormitul robului Dumnezeu Ion cu tot neamul, adormitul robului Dumnezeu Ilie cu tot neamul, Victor și Lucreția cu tot neamul și toți cei pomeniți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți,
toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Tuturor. Și tu,
s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătrinit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade pe dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, slobovnicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă, în pace a o aducem. Mila ta și jertfa ta bune. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul tău.
ție ți-aducem de toate. Oh,
tale, biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului că... Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți și cu Duhul Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară în face Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au dus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Duhului Sfânt să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Doamne! Doamne! Și credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Și iertare de păcatele și de greșalele noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul.
Oh,
frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Tatălui și Fiului și Sfântului.
care te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea și buna cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinților marilor, mucenici Dimitrie, izvorătorul de mir,
Pantelimon, tămăduitorul și vindecătorul de boli, Ioan Rusu, vindecătorul de boli, Fanurie, făcătorul de minuni și Ecaterina, împărăteasa, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Ioan Iacob, Hozemitul de la Neamț, ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ale Sfântului Preacuviosului Daniel Sihastru, ale Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul, ale Sfântului Cuvios Gheorghe Lazar, pelerinul de la Neamț, ale Sfântului Cuvios Gerasim din Chefalonia, ale Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie din Pângăraț, Iosif și Chiriac din Bisericani, Antonie cel Mare, Dimitrie cel Nou din București și Efrem cel Nou, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioasei, mult milostivei Maicii noastre Parascheva, de la Iași, ocrotitoarea Moldovei, pentru rugăciunile Sfinților, Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mi-ai cântat cu glas de lacrimi, legănându-mă alene, alinându-mi cu al tău cântec lacrima ivită în gene, și mi-ai plâns înfiorată cântecele duioșiei, de-ai trezit în al meu suflet cald fiorul armoniei, mi-ai citit în ceasuri sfinte din cazanii și scriptură, a lui Dumnezeu iubire, el în inima crescură. În singurătatea serii, luminat de raza lunii, m-ai făcut să simt puterea și odihna rugăciunii. De durerea altor lacrimi, te-am văzut plângând pe tine și de atunci aport durerea altora și eu cu mine. Pentru adevăr, într-una te-am văzut fără de teamă și de atunci știu că adevărul e curaj și luptă, mamă. A trecut în urmă vremea și într-o toamnă prea târzie m-a răpit de lângă tine lumea largă și pustie. Ai vărsat atunci amare mii de lacrimi în framă și cu inima zdrobită m-ai pierdut în zare, mamă. Mult umblai de atunci prin lume, multe ochii mei văzură, multe șoapte mă chemară, multe vânturi mă bătură, dar din mii de lacrimi scumpe de ființă și de nume, tu-mi rămâi mereu ființa cea mai mult iubită în lume. Astăzi sunt toți străini și singuri și departe, sunt de casă, dar sunt fericit, măicuță, că azi și tu ești credincioasă. Și că știu că odată în ceruri, unde nu mai sunt suspine, fericit voi fi împreună printre cei iubiți cu tine. Dumnezeu să-ți dăruiască, scumpă mamă, mânduiere, mâna Lui să-ți șteargă ochii de orice lacrimi de durere, să-ți văd chipul totdeauna luminat de bucurie
cea mai fericită mamă, Doamne, mama mea să fie. Iubiților credincioși, distinselor doamne și domnișoare, așa cum v-am promis pentru ziua de astăzi, o floare, un cuvânt și un cântec plin de flori ce să străbată inimi și suflete, le veți primi din partea bisericii noastre, acum în ajun de zi frumoasă, ziua femeii și mai ales ziua mamei. V-am promis flori sub forma cântecului și aceste flori și cântece, pricesne și cântări, la rugămintea noastră a bisericii, vi le aduce în dar doamna Aurora Pală, venită astăzi în biserica noastră pentru domniile voastre, distinselor doamne, domnișoare, tinere, mame, bunice și, de ce nu, și dumneavoastră, domnilor, cei ce le însoțiți. Doamna Aurora, aveți cuvântul, după care o să revin și eu. Mulțumesc, Părinte! Mulțumesc pentru invitație! Vă salut și dragă, frumoasă comunitate! Am mai fost la dumneavoastră acum câtva timp, tot la invitația Părintele, și mă bucur enorm de mult să vă regăsesc sănătoși cu ajutorul lui Dumnezeu și să vă văd așa frumoși și în biserică, chiar dacă timpurile sunt atât de vitrege. Se cuvine așadar ca primul meu cântec să-l dedic Maicii noastre, a tuturor, pe care o rog din tot sufletul să vă dăruiască tuturor mulți ani binecuvântați. La tine vin, măicuță, la tine vin cu dor, la sfânta ta icoană, la sfântul tău izvor, dar nu cad de pe cale, chiar când
Mamă, roagă-te și plânge, trage cât de greu, dar să-ți crești copii numai pentru Dumnezeu. Mamă, nu-ți uita, nu-ți uita, nu-ți uita datoria ta.
mă întorc înapoi cu o cântare dedicată tot Maicii Domnului. Și dacă știți cântarea, chiar vă rog frumos să cântați și dumneavoastră. Duminică a lăsatului sec de carne,
duminică numită a înfricoșătoarei judecăți, dar și zi premergătoare frumoasei și deosebitei zile de 8 martie. Și așa cum în fiecare an am căutat să nu rămânem indiferenți față de toate urmașele Maicii Domnului, față de dumneavoastră, doamnelor, domneșoarelor, mamelor, bunicelor, fetițelor, am căutat și anul acesta, chiar dacă e încă vreme încercată, am stat fiecare la locușorul nostru, ne-am văzut de rugăciunea noastră și de trăirea noastră, iar în încheiere am adus acest moment în loc de vorbe multe pentru a sensibiliza, pentru a aduce mângâiere, pentru a aduce bucurie sufletească frăților voastre tuturor și doamnelor și domnilor. Vom intra în săptămâna albă de mâine, săptămână cu dezlegare la lapte, ouă, brânză, pește, inclusiv în zilele de miercuri și de vineri. Duminica viitoare vom fi în duminica izgonirii lui Adam din Rai și vom pune și gândul și dorința spre a începe Sfântul și Dumnezeiescul post al pătimirilor Mântuitorului Hristos. Mulțumim din suflet fiecăruia dintre dumneavoastră, cei care ați fost prezenți astăzi. Atât enoriași și enoriașe ale noastre, consilieri parohiali, consilieri locali, cât și musafirilor, cei veniți din altă sau alte parohii și zone binecuvântate de Dumnezeu. Și încă o dată alesele noastre mulțumiri se îndreaptă către doamna Aurora Pală, venită în dar pentru frățiile voastre, pentru domniile voastre, doamnelor și domnișoarelor. Și în numele Bisericii noi aducem alesele mulțumiri. Atât dânsei, cât și soțului dumneaei, însoțindu-o aici și răspunzând cu domniile voastre la strană, atât de frumos la cântările Sfintei Liturghii. De asemenea, am avut în mijlocul nostru pe domnul Gabi, un distins domn și un specialist desăvârșit. Turn TV se cheamă televiziunea unde dânsul lucrează și prin intermediul căreia probabil că ne-au văzut și alții astăzi, și cu stângăcii, dar și cu momente trăitoare, cred eu. Și închei prin a vă ura frumosul și căldurosul la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, gândul către domniile voastre și urările din partea mea, din partea Bisericii, din partea Consiliului Parohial, dar aceleași gânduri frumoase și urări de bine vi se adresează și vin către dumneavoastră și din partea conducerii locale, și anume doamna primar, mă rugați să vă transmit din binecuvântate pricini, neputând fiind de față, să vă transmit aceleași gânduri și urări de bine. Consiliul local, domnii consilieri, aceleași urări le aduc și dânsii și colectivul comunei și al primăriei noastre, Tașca, binecuvântată de Dumnezeu, cu aceleași gânduri vin către dumneavoastră. Încheiem cântându-vă la mulți ani, apoi luăm anafora, avem slujba parastaselor, avem și agapa pregătită. Rog și consilierii parohiali, cu tot cu Doamne, să rămână pentru a ne vedea și a ne povesti câteva vorbe, așa cum mai înainte s-a stabilit, chiar dacă văd că nu sunt foarte mulți sau lipsesc, mai bine zis, mai mulți, probabil că n-am fost suficient de convingător. Cu altă ocazie o să fiu mai insistent. O să cântăm, doamnelor, să vă cântați, să vă cântăm, să ne cântăm cu toții la mulți ani,
să vă doresc după amiază frumoasă a lăsatului sec de carne, dar nu uitați că programul încă nu-l încheiem, ci mai avem activitatea parastanții la GAPA, așa cum am stabilit. Tuturor celor ce sunt aici de față, dă-le, Doamne, sănătate, spunându-toate, viață pașnică, lungime de zile, înmulțește-le tuturor, Doamne, amin. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! La mulți ani cu sănătate să vă vrea Domnul tot ce dorim. Dați prioritatea astăzi, Doamne! Haideți, Doamne!